Fără să vrei să spun că sunt materiale profane. Așa începe noi treaba. Așa începe. Așa că astăzi suntem și întregi. Ai știut că asta zice Iisus cu mama, putea să te vadă mama, dacă ai timpul. Da. Numai de rupă imare. Bine. Ne amintim că ieri am avut un exercițiu mai interesant, ultimul acela. Eu zic să întrebăm complet ca să putem înțelege mai bine. Da. Fie suma egal cu 2 la 0. Fie, yes, egal cu 2 la 0. Plus 2 la 2 la 3 plus 2 la
Care e? Ce cam cu 3 să ne înseamnă? 1 plus 2 la 2 plus 2 la 4 plus 11 puncte plus 2 la 98. 2 la 98. Și acum noi vrem să avem suma de mai sus. Adică o secundă, stai secundă. Că de aia m-a să depunerea divinității. Am vrea să apară 15. 3 o apărând. Da. Mai trebuie să apară încă un 5, 3 ori 5 va face 15. Da. Deci nu ne gândim la capătul sumei. Și suntem acum la etapa în care vrem să arătăm că se divide la 15. Da. Deci nu în capătul suma. El își pare că am capătul, dar e suma. Da. Așa. Și nu, ziceam că nu era cazul, dar după aceea am văzut la punctul B, trebuie chiar să capătul suma. Așa este. E, acum cum facem rost de 5? Le grupăm iar. Pentru că echipa aia aici, primit 2, face 1 și cu 4. 4, 5, după 2 cu... 2 la 4, ar primi 2 la 6, nu? Da. Și ar trebui să fie 2 la 6. Și după 2... Hai să scrim mai cu statement, e bun, e bine. Fiindcă noi trebuie să înțelegem bine și nu numai noi, prietenii noștri trebuie să înțeleagă prin lecția. Așa că scrie mai mulți termeni. Vedeam că 2, 4, 6, nu? Exponențiile nu mai par, plus 2 la 8 ar veni, plus 2 la 10, plus 2 la 12, și așa mai departe, la matrica, și plus 2 la cât a plus? 98. Iar în față e 2 la 90... 94. Nu? Nu, 96. 96, corect. 2 la 96. Bine. Și acum, îi grupăm iar 2 câte 2. Da. Tot 2 câte 2, așa. Și... iată, e parte cu... sunt 2 câte 2 până la capăt. Pentru că observăm că se 2 în 2 și pare să, nu? Da. Uite, ultima echipă, 96, 98. Da. Bun, și acum e egal mai departe cu, spunem egal cu... Vine 3 ori paranteză. Așa, am paranteză, să zicem. Da. Așa, am. Vine 2... Nu, punem 5. 5, sigur, că le facem de capul. 5 plus. 5 plus. Deci aș fi rog tot de paranteza lăsată, dar uite că am dezbătat să ne încheie pe șeam. 2 la a 4-a. Se face 2 la a 4-a. Pe lângă 1. Plus. Plus 2 la a 2. Perfect. Plus 2 la a 7-a 8-a. 2 la a 8-a. Pe lângă 1 plus 2 la a 2. Plus 2 la 98 pe lângă 1 plus 2 la 9. 2 la 8. Păi, acum să nu știi că de ce am pus paranteza dreaptă, că pe aici am spus în factor comun. Da. Da, e bine așa. Și cam mai departe cu? Cam mai departe cu? 3. 3. Se lângă 5. Plus. 5 plus. 2 la 4 ori 5. Corect. Plus 2 la 8, da, ori 5. Plus 11 puncte, plus 2 la 98, ori 5. 2 la 98, ori 5. Și egal cu o parte cu... Dădeam o parte acum pe 5. Exact. Pe 3 ori 5, pe urmă. 3 ori 5, 4, 5, pe urmă. 2 la 4, 1. 1. Plus 2 la 8, da? 2 la 4 e primul. Da, 2 la 4. Da, 2 la 4. Plus 2 la 8, da? Plus 2 la 8, da? Plus 2 la 8, da? Plus 2 la 98. Am venit după 2 la 8, dar 2 la... A... 10. Nu, cred. 12. 4, 8, 12. 2 la 12, am plus 2 la... 2 la 14. 2 la... 16. Că lucrează din 4 în 4. Da. Da? Deci,
2 la 4, 2 la 8, așa, 4 la 12, cu 2 la 16, cu 2 la 19, am să nu trebuie să scriu mai mult termen, da? Plus puncte, puncte și ultima, ultima care este aici, 2 la 2 la 98. Ai putea să știi cine este în față? Da. 2 la 96. Atenție. 94. 94, că e 4 la 4. Da? 2 la 94. Sigur, da. 2 la 94. Și poate să fie parte de asta. Pe care mai departe cu... 15 pe lângă. 15 pe lângă. Și acum... 1. 2 la 4. 2 la 8. 2 la 8. 2 la 13. Plus puncte, puncte. Și am de parte plus 2 la 98. Și acum înseamnă că suma se divide la 15 pentru că el are 15. Corect. Deci de aici rezultă că ies, se divide la 15. Am de restul ce se întâmplă. Eu zic că se divide și la 17. Deci am mai avansat un pic ideea. Cere mai mult. 17 ori 15 chiar. Că 15 m-am obținut. Da. Eu zic că obținem și un 17. Un 17. Păi... Dacă grupăm... Așa, pe primii doi cât fac. Sau. 2 la 4 la 6. Și cu 1 la 6. Apoi, din aceea trebuie să-ți fac un factor cu un pe 2 la 8, da. Și rămâne 1 plus 2 la 4 la 17. Da. Grupăm iar câte 2. Iar câte 2. Asta e șmecheria. Deci, a face un registru foarte tare. Foarte tare. Deci, acum, hai să avansăm. Cine s-a aflat în fața lui 2 la 98? A spus 2 la 94, nu? Mergem un pic mai în față. Ăsta e motivul pentru care în timpul lecției putem dezvolta lucruri și mai interesant. Da? Deci, vezi tu, ne-am olipsit de la ideea dinainte, când am scos pe 3, când am scos pe 5, și am zis, de ce ne-am mai face încă un pas? Da? Din nou grupașe de câte două ori și apare și 17. Și ca să îl facem, da? Da. Avasă. Deci e cam mai departe cu 15 acum, pe lângă. 15 pe lângă. 17 plus 2 la... 2 la 8, da? Da. Pe lângă 1 plus 2 la 4. Exact. Plus, cum trebuie? Vreau să zici pe la 8. Bine. 2 la 12. Nu cred. Da, ai... Nu. 12 a fost grupat. Nu, 2 la 16 pe lângă 1 plus 2 la... Foarte tare. Deci din 8 în 8 acum. Da. Ca înainte aveți de 4 la 4, acum nu mai ajuns să ne mătăm de 2 la 16, pe lângă 1 plus 2 la 4, plus 2 la 4, mai zici încă 1 ca să... 2 la 18, 20. Păi, nu. Din 8 în 8. 2 la 24. 2 la 24. 2 la 24, se lângă 1 plus 2 la 4. La 4. Plus puncte, puncte. Asta și plus. Plus 2 la 94. 2 la 94. 2 la 94, pe lângă.
scrie 1 plus 2 la 4. 2 la 4. Acum, vine 15 ori cu paranteză pătrată. Întrebarea mea este dacă e posibil. Vezi că ăștia sunt mulțumit de 8. 8, 16, 24, următorul ar fi 32. Adică ăsta de aici în față trebuie să se împartă la 8. Da. Și... nu? Da, da. 9, 8 nu merge odată. Sunt că nu merge. Și atenție, după cum gândit exercițiu, așa trebuie să întâmple. Înseamnă că grupajul ăsta a ultimilor tot nu se poate. În lumea asta liber. Probabil că în momentul în care facem tot grupajele astea, ăsta e echipajul de doi care se formează. Și ăsta rămâne 2 la 98 în mică parte. Tragedii s-au întâmplat. Deci, e clar că toți ăștia, următorul care ar veni? Hai să scrii și pe următorul din modul pe care ar veni. 2 la 3. Exact. 2 la 32. 1 plus 2 la 4. 1 plus 2 la 4. Hai să scrii ca să vadă totul. 2 la puterea 40, parcă, nu? De la 3, de mai adunc acolo. De la 40, pe lângă 1 plus 2 la 4, plus 2 la 48, pe lângă 1 plus 2 la 4, plus 2 la 56, 2 la 56, pe lângă 1 plus 2 la 4, plus 2 la 56, 64, nu? Da, 64. 2 la 64, pentru că 1 plus 2 la 4, plus 2 la 32, nu? Pentru că 1 plus 2 la 4, plus 2 la 80, 80, pentru că 1 plus 2 la 4, plus 2 la puterea 88 ar veni. Când e 88, 2 la puterea 88, pentru că 1 plus 2 la 4, și plus 2 la puterea 96, da? 96, dar depășim. Bă, da, merge. Plus 2 la puterea 90, 2 la 96, să nu vă spus 2 la 4. Dar 96 și plus 2 la 4 ăsta, ar face cât? 96 și 4, 2 la 100. Ori noi nu avem 2 la 100, ci avem 2 la 98. Deci, practic, rămâne 2 la 96, liber acolo și, din păcate, nu mai putem face ultima sumă. Da? Deci asta nu există. Și dacă există suma asta, nu avem șanse să dăm un factor comun pe 17. Cât de important a fost treaba asta? Din 8 în 8, nu? Da. Și se sezăm că nu merge treaba cum trebuie. În concluzie, facem pasul înapoi. Ne cerem scuze. Da. Și spunem, nu aveți exercițiu. N-a avut. A fost foarte tare, ca cu 17 subiecte de trăsă de putere. Ești da, uite că nu ne-a mers. Mai reflectăm acasă să înțelegem bine exercițiu, dar înțeles care este oamenea. Da, chestia asta, că nu mă duc până la ultimii ultimei doi ăștia, când se fac echipajul, depășesc. Da. E 2 la 96 plus 2 la 100. Pe 96 și cu 4, 100. Vă rămâneam așa.
Din păcate. Asta este. Spune că n-am înțeles și eu. Ar fost interesantă joaca noastră și să ne fie și hai să vedem până la ce sumă ar fi trebuit să alerg, cum să modific pe cea la început, rămâne întrebare. Încât să meargă și 17 ani, să pot face și echipajul ăsta. Să vedem dacă are rost problema așa. Noi ne facem acum și am rezolvat problema care s-a cerut în mie să se calculeze suma, da? Și iată că am punctat acest lucru. Așa că să ne întoarcem și să vedem dacă putem face partea a doua punctul B. Am aici emoțiile de aseară. E plac. Ți-ți place când vorbești bine ca emoții, da? Dar parcă tot aia nu te apă, da? Și ar trebui să te trăiești tu tot la fel. Știi, în momentul în care apare o situație de asta, care nu se vede la prima vedere soluția, dăm temă pentru acasă. Da. Dăm temă pentru acasă și ne salvează și clopoțelul, soleria. Că noi ne-am dus pe momentul în care trebuia să vă întreb în lecția, nu? Că veneam ceilalți. Deci nu când n-am fi avut soluții. Da? Nu când n-am fi avut noi soluții, n-am fi știut. Ci n-am avut timp. Da. Așa, da. Iată să ne facem și să vedem. E vorba de a calcula suma. De, nu, e vorba de a calcula suma aceea. Am cel puțin 3 grijă de cifre. Nu e prea posibil. Și îți pare de ce? Așa mai amintesc că e cel de-a scris și la sfârșit. Și n-ai găsit. Și n-ai găsit. Și n-ai găsit. Ce să-i facem așa? Întâi și trebuie să o calculăm suma efectiv. Nu? Am avut inițiativ și zic așa. Ies asta, care e 2 la 0. 2 la 1, plus 2 la 2, plus 1, plus 2 la 99. Ai spus, îți fac în felul următor. Te uita la ăștia de aici, în partea asta, da? Da, așa. Și ai spus pe 2 factori, mai amintesc. Da. Deci e egal cu 2, 1, pe asta. Da, 1. Plus 2 pe lângă. 2 pe lângă. 2 la... nu, 1. 1 la masă locului, 1. 1 plus 2 la înseamnă. Da. Plus 2 la a doua, plus 1 de monte, plus 2 la 98. Da, la 98. Și te uiți cine a fost desul. Așa, și așa. Așa. Și vreau să ajungem la 2 la 99. Adică să avem suma de mai sus. Și pentru asta ne-a mai trebuit ultimul termen, plus 2 la 99. Da, și am mai iertat. Am urmat și am scăzut paranteze pe 2 la 1. 2 la 99, pe care ce știi. Da? Așa am venit în parte. Da. Deci am urmat și am scăzut pe 2 la 99 cu gândul de a da în paranteze exact suma din început. Deci egal la impactul cu 1 plus 2, pe lângă cu 1, plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus și mai departe cu impactul cu 2 la 98, care era 2 la 98, plus 4, total, 2 la 99, care punem noi și să scădem. Da. 2 la 99 și în felul ăsta fac până la nimic asupra aparatului. Ca abandonat și am scăzut în același timp. Da. Adică, practic, e zero aici. Da. Deci, la sumă, nu și-a dus nicio contribuție. Da, asta și-a dus aici. Poate este iesul la început. Da. Adică,
vine... De nou, să ne iese, da? E, strigatul, da, un plus doi, poate... Pe lângă. Pe lângă. Sau puteam scrie metri. Nu, doi, pe lângă, scrie în paranteză. Doi, pe lângă. S, pe toată asta, dacă e S. Da. S. Și acum, conform distributivității, putem, nu, estimă mulțirea, să distribuie celălalt. Adică mulțim cu pe 2 și cu S și pe 2 la 99. Da. Și acum aici scade distribuie. Deci echivalent. Că S este egal cu 1 plus 2 S. 2 S minus 2 ori 2 la 99. 2 ori 2 la 99. Corect. Echivalent cu acum, S egal, scând din nou, că acum se vrea la frumos, adică S egal cu 1 plus 2 S minus 2 la 2 la 9 la 100. La 100. Corect. 2 la 100. Ei, și acum să vedem. Și acum scădem în ambii membri un S. Asta. Da? Credem un S. Și atunci ar fi echivalent cu S minus S. 0. 0. Este egal cu 1 plus S minus 2 la 100. 2 la 100. Și acum... Adunăm în ambii membri pe 2 la 100. Adică și în stânga și în dreapta. Da, și vine 2 la 100 egal cu 1. 2 la 100 egal cu 1 plus S. Sau de aici S este egal. S este egal cu 2 la 100 minus 1. 2 la 100 minus 1. Iată, am calculat pe S. Așa încă v-așteptat, dar... Păi, așa încă foarte tare și capusul meu. Eu zic să mai devine un pic pentru prietenii noștri. Cum anume am gândit? Deci am dat din parte, l-am lăsat pe ăsta pe unul deoparte și din partea a doua, unde s-am putut scoate, din toți temenii care au rămas, am scos pe doi, minim unul, doi la întâi am făcut. Și când am dat în paranteză, s-a dus numai la 2 la 98. Adică mai trebuie pentru completare 2 la 99. Am adunat, s-am scăzut, n-am modificat. Deci e egal de deștept aici. Da. Egal de deștept. Noi am în paranteză, n-am mișcat cu nimic, am adunat și s-a scăzut. Da? Și ne-am completat, practic, până aici. Adăugăm pe 2 la 99, adăugăm la 99, ne-am completat pe S. Și atunci am zis că S de la care am plecat este 1 plus 2 pe lângă bucata care e așurată S 2 la 99. Am aplicat distributivitatea, să distribuim mulțirea și iată că S egal cu 1 plus 2 S minus 2 la 100. Și acum am scăzut un S din ambii membri, că aici am dat 2 S și aici un singur S. De ce am scăzut? De ce mai mic? Deci cel mai mic. Și dă 0. Stânga egal cu 1 plus S minus 2 la 1. Acum am adunat în ambii membri pe 2 la 100 și aici vine 2 la 100. Mă gândesc, iar aici 2 la 100 minus 2 la 100 face 0. Da? Și rămâne 1 plus S. Deci 1 plus S egal cu 2 la 100. Sau 2 la 100 egal cu 1 plus S minus S este așa. Deci pe S l-am calculat. Spuneam și ieri, să nu cumva să încerc să strâng pe 2 la 100, că este imens. La orice care cel puțin 30 de cifre. Dar dacă e în ultima cifră? Dar nu e în ultima cifră, că ne-am descurcat așa. El îi spune să arătăm că sunt în... să numărăm câte cifre sunt. Da. Și că cel puțin 30 are. Și aici și dramatic ce cere. De aici insomnia. Deci, ce să fac? Ce idei sunt în tine?
în clipa asta ca să poți face aici. Să arătați că ies are cel puțin 30 de cifre, adică 30 sau chiar mai multe. Să încep cu 30, 31, 32, tot timp. Dar cel puțin 30 este o problemă în locul ăsta. Ce spuneți că la acest domn este un dimineața care este centrală și se pune ce vreau. Vă rog, ce am spus de asta? Dar nicio problemă. E o continuă de țea. Da, da, nu știu. Nu mai țin minte cu vreo exact. Ce-a întrebat e neștima. Eu nu știu, nu e foarte așa. Da. Nu era un mes, era foarte așa. Deci, spuneam, să ridic numai cu med, da? Dar de găsit o idee, trebuie să găsesc, încât să spun, are cel puțin 30, dacă nu 31, dacă nu 32, de la 30 încolo. Da? E ciudat de tot. Deci nu trebuie să... Nu trebuie, nu pot să declar 100. Da. Și totuși eu trebuie să fac asta. Da. Nu știu, dacă l-am descompune pe 2 la 100. Cum se descompune? Te mai greu. Poate că e deșteaptă să nu pe 2 la 100, să zicem. 100 să zice ori 10 se poate. Deci eu vezi și faci o sută. Hai să scrim și noi. Deci IS este egal cu 2 la 10. Ori 10. Ori 10. Minus 100. Și egal cu. Dar când provine la mulțirea? De la 2 la 10 ori 2 la... Totul la 10. Da, da. Deci scrim un 2 la 10. Totul la 10. Minus 1. Minus 1. Și 2 la 10 aș face. O facem? Da. Hai să facem. Că nu e greu. E destul că... Deci, 2 la 10 înseamnă 2 la 5. O 2 la 5 poate fi. Așa, s-o fie plasă să nu expoziți. Iar 2 la 5 ce este acela? 3 de 2. 3 de 2. O 3 de 2. Cred că mulțumesc de fie de la 3 de 2. Deci va fi egal mai din parte, voi pătra cu 1024 la a 10-a. Așa e, nu? Da, minus 1. 10-a minus 1. Da, dacă nu mai puneam paralel acolo la 10-a, era ceva. Nu, e corect. N-am niciun rost, chiar n-am niciun rost, e observabil. Că doar nu e o putere la altă putere, era nevoie să spun așa, a fost nevoie, iar ești, nu? Deci, 1024 la 10. 1024 la 10 ce înseamnă? 1024? De zice. Deci, e ca lucru. Hai să scrim așa ca să pare interesant. Da, o face cum. Deci, 1000... Și te faci acum, hai să spun pe cea de altă. 1000... A, trage de 10. Sigur. Trebuie să recunosc, nu se poate. 1024. Ori 1024. Plus punct. Ori 1024. De 10 ori. De 10 ori. Și minusul. Wow.
ambisați sau e realitate? Ori fi făcut de exercițiu? Ați luat pe așa pe somn? Dacă aș arăta... Câte cifre am aici la mulțire? 1024, câte cifre am? 4. 10 ori. 4 ori. Dar 1024 ăsta nu-i mai mic decât 1000? 1024. Este mai mare. Mai mare, da. Mai mare decât 1000. Da. Deci puteți spune asta, nu? Da. Deci zicem așa. Că 1024 e mai mare decât 1000. Iar și celălalt 1024 lucrători. Dar 1000 cum ar trebui să zic eu? Zice la 3. Da? Iar 1024 e mai mare decât 1000. Da. Și asta 10 ori. 10 la 3. 10 la 3. Și asta din câte ori trebuie să zic? De 10 ori. De 10 ori. Și spuneți 1024 e mai mare decât 1000. Dar să de 10 la 3. Trag-mi niște emoțiasc, că așa am nevoie să emoțiasc de ce. Și zice, 1024, ori 1024, ori să mai parte 1024. Trebuia să iau mai din stânga, ca să fiu până în dreptul mai mare așa. Uite așa, ca să vadă toată lumea. Deci, 1024, ori 1024. Poți să mă departe 1024. Deci 1024, 1024, 1024, de cât de 10? De 10. De 10 ori. E mai mare, că dacă fiecare e mai mare decât 1000, înseamnă și produsul lor, mai mare. Da. Deci e mai mare decât 10 la 3. Da. Ori 10 la 3. Ori 10 la 3. O să mă împartă, zici la treia, deci trebuie să scriu aici, tot de 10 ori. 10 ori. Și atunci, da, cum se mulțesc două sau mai multe puteri pe aceeași bază? Copiem în bază. Copiem în bază și adunăm în exponent. Deci facem 10 la... 10 la... 3 plus 3. 3 plus 3. De câte ori? De 10. De 10 ori. Adică face 10 la puterea 30. Da. 10 la 30. Ei, deci din toată chestia asta, dacă mai scădem și un 1, din amintire, facem exact suma. Că suma era așa, 1024, 1024, 1024, 10 ori, minus 1, da? Da. Hai să scriem așa. Deci, 1024. 1024. Ori să mai departe 1024 minus 1 e mai mare decât 10 la 30 minus 1. Că 10 la 30 era un dreapta acum. 10 la 30 minus 1. Dar asta cine este în partea de aici? E chiar suma este. Nu iese de la așa, 1024, 1024, 1024, 10 ori minus 1. Iată că suma IES, care este atât, e mai mare decât 10 la 3 minus 1. Oare 10 la 3, 10 la 3, 10 la 30? Mă asta scriu, trebuie să mai ieși. Eu sunt diplomat, da? Corect, corect. De 10 la 30 minus 1. Întrebare, 10 la 30. Păi, câte cifre să ai mai? 10 la 30. Nicio problemă. 10 la a doua, câte cifre are? 9.
treci la doua, are trei cifre. Da. 10 la 30? 31. 31. Deci, resta egal, scrie în el, nu? 10 la 30 minus 1. 10 la 30 are 31 cifre. Și dacă scădem de 1 din cârtul ăla, tot 31 de cifre rămân. Sau rămân? Na. Nu, rămân 30. Rămân 30! Că dacă scoți 1 mai de 1 de 0 și scoți pe 1, face 9, 9, 9, 9, 9, 9. Da. Deci, minus 1, fiindcă, egal cu 30, va fi, chiar putem să spunem, 9, de câte ori? De 30 ori. De 30 ori. Era 31 de cifre, era unul urmat de 30 de 0 ori. Și dacă am scăzut unul, a rămas 30 de cifre. Foarte tare! Foarte tare! Deci suma ies, e mai mare decât, e mai mare decât 9, de 30 de ori. Păi dacă e mai mare decât ăsta, are cel puțin ăsta care e mai mare, 30 de cifre. Da. Dacă ăsta e mai mare decât ăsta care are 30, măcar 30 ani, dar nu cumva? Da. Afară 31, 32, 33. Ce am arătat? Arătați că ies are cel puțin 30 de cifre. Da. Abia acum am făcut să treci. Știi ce bucuria? Acum am înțeles și eu. Da. Pentru că aseară, îți spuneam, în anul 60 și pe Iisol, mi-a venit ideea asta, când am trezit, mi-a venit ideea asta cu 1024, mai ce poți scrie. Da. Vezi? 10 la 100, îl scriem pe, ai pornit bine, n-ar fi bine pe 100 să scriem într-un fel? Da. Și am zis 10 ori 10. Adică, 10 la 10, nu, 2 la 10, tot la 10. Da. Și atât am avansat asta, asta am putut. 2 la 10, așa am făcut 1024. Da. Știți, 1024 de 10 ori. Apoi, 3 cifre, 3 de 0, aici, 3, aici, 3, aici, 30 ori. Da. Dar acum am văzut că sunt mai mult, chiar 31 de cifre, ziceam, bă, și mai bine. Nu, că scădeam 1, nu? Din 1 urmat de 0, rămân numai 9, de câte ori? De 30 de ori. Da? Super, ministru. Deci, iată că suma asta e mai mare decât un număr, decât numărul ăsta concret. Dar din mai mare decât ăsta, nu are decât singura variantă să aibă mai mult de 30 de cifre. 31, 32. Și noi am arătat că are cel puțin 30 de cifre. Cât are ăsta cel mai mic. Deci cel din mai mare ce se facă? E mai multe cifre. Că după 9, dacă prima 1 e făcut, unul urmat de 30 de 0 ori. Și l-ai făcut cu 31 de cifre. Da. Foarte tare. Dar îți dai seama că avea pe noi 1024 pe 1024, din cauza 1024 ăsta și aduce contribuția, da. Vedeți, urmărește foarte tare. Bună ideea? Da. Foarte frumoasă este. Excepțional. Nici nu vin să mă despart de ea. Mai este unul mai frumos. Tot aici? Da. Nu aici. Este altă sumă. Și... Dar tot în testul ăsta? Nu, e în testul următor. Deci autorul prinde niște chestii. Cel puțin e greșit ceva aici. Atât de mult mi-a plăcut încât spuneam un moment să mă dezbat. Pentru că are finețea asta. Calcul. Și calculul sumei, hai să te cunoaște, calculul sumei să nu-i chiar la îndemână. Ideea, până când găsești, este egal cu 2 la 100 minus 1, nu-i chiar la îndemână.
apoi punctul care sau lucrul care merită să rețin a fost acel V100 care l-am ridicat la scris la 10 ori 10. Adică de la 10 ori la 10. Credeam, mi-a zis așa, de ce 30 de ce? De ce nu am zis 32, 37, 39? De ce 30? De ce nu sunt 20 de cifre? Da. Ei, asta e cuanta, pentru că 2 la 10 fac 1024. Și facem o minorare a fiecărui 1024, comparăm cu 1000. Deci neglijăm pe 24. Și arătăm în felul ăsta că este mai mare în final decât 999 de 30 de ori. Iată, el mai mare, are mai multe cifre. Nu în cap de discuții. Da. Da, foarte frumos, foarte frumos. Se lasă. Ăsta l-a zis la Olimpiade. Că chiar merită că e exercițiu deosebit de regat. Astăzi am primit un mesaj pe telefon cu era un profesor, la un grup de profesori, care spunea că îți bat capul cu exercițiu și nu îi dau de capăt. Și nu mă ruga să-l faci. Acum, nu l-am citit. Am văzut numai așa că era mesajul de fugă un grup de profesori. N-ai ca să nu cer de o împreună. Eu spun că emoții, dar nu știu dacă te uiți. Încercăm că asta facem noi, facem lucruri la prima vedere, la prima citire. Și dacă nu reușim, noi te cunoaștem că o să ne ocupăm, că nu dormim la noapte, nu? Da. Așa și sperăm să găsim. Dar pornim în exercițiu. Trebuie să-l dezbatem acolo, să fim și eu. Este destul de ciudat.
sperăm, noi trebuie să-l facem. Păi, eu mă gândesc că următorul poate fi 700. Uite, tu gândești cu 7.000, nu, 7.000, da. 3, 5, 508, cred, nu știu. Da, dar dacă ar merge pe logica ta, da, ar fi trebuit aici, da, cum e 1, 2, 2, ăsta a venit 3, da, 4, dar cum de la 2 s-a ajuns la 12? De spargă două cifre, parcă între ele. Deci, ai înțeles tu? Da. Deci, cum te face că între primul și ultimul nu înțelegi, dar cum poate el doi, două cifre? Pentru că, mergând pe logica ta, 3 și 5, 4 și 6, da, dar cum își bag acum între 5 și 6, păstrează locul de două cifre. Aici face un salt, ca în loc de cifra 10, o să bagi sute și 10, o două cifre, din coace păstrează legătura. Deci, eu am găsit și ce-ai spus, dar trebuie să mai găsim și altceva. Aici e povestea. Încât prietena noastră, Andreea, mi-a dat o problemă tare. Andreea, să știi că ne străduim, observ, nu? Ne străduim să vedem ce găsim aici. Oare să fie, zici? Dar suma cifrelor, dacă o facem, vine 5, 10, 14. 5, 10, unde mergi cu 10? 4. Deci 5, poți să mă știu, gata? Gata? Sunt scus că e... Da, din timp că vezi, vezi să te scoate și încălcătură. Da? Aveți încălcătură? Da, avem o situație. Bună ziua! Cumplite. Da. Cumplite. Am primit la un mesaj de la un mic profesor. Și mi-e ce să facem o problemă. Și am deschis telefonul, am apucat să citesc de loc. Și cum facem noi de regulă, de la prima citire, încercăm să vedem dacă reușim. Și că să dau numărul 122, 3124, 5306. 3 din succesiunea mea. Care ne-au mai găsit vreo legătură? Deci, vă rog să ne arătați că nu știm să-l găsim pe al patrulea teamă. Ne spune ne spun grupul respectiv, profesor, care duceți la problema asta. Și noi avea acum, Ștefan ne-a observat un lucru. Că zice, prima și ultima, 1, 3, 5. Deci, nu mai... Ăla cu ăsta, zice că sunt 6. Și 2, 4, 6. Ultima cifră pare. Deci, e o observație. Dar nu știm să facem saltul de la ăsta la ăsta. Aici are doar cifra 10. Și deodată se bagă între 3 și 4, două cifre. 12. Și acum 30-ul, legătura aceea ce bine bună, da, dar cum anume legăm aici? Cum face saltul de la 2 la 12, băgându-le între ele? Nu? Și cum face de la 12 la 30? Bine, să vedem și cu 5, cu 6, obținem 30 asta. Observația asta a fost bună. 1, 3, 5. Bun, a urmat 7. 2, 4 și 6, da. Dar aia s-a urmat. După aia, după observația și ultimul 8. 7, 8. Dar aici punem, aici punem două cifre sau trei? Că pot să fie și trei cifre. Adică numărul să facă saltul pe care l-a făcut de la
122 la 3 nișe. Le adunăm pe cele din mijloc și adunăm 10. Asta e ce observ eu. Deci adunăm pe? 10. 2 și cu 10, 12. 1 și cu 2, 3 și cu 10, iar 20. 3 și cu 0, 3 și cu 10, 40. Deci cum spui tu, n-am observat. Deci, 2, mijlocul. Uitați-vă la mijlocul. 2 aici, da. 2. Da. Le adunăm între ele, acolo e numai 2, da? Da. Adunăm mijlocul între ele. Adunăm pe 2 cu 10. 2 cu 10. Și ai cu 12, da. Acum, le adunăm între ele, 1 și cu 2, 3. 3. Și cu 10? Păi ori 10. Adunăm 10, am zis. Adunăm 10, n-am să mulțim cu 10. Păi da. În 12 nu l-am obținut în mulțim cu 10. Dar cum spui tu, vine 1 și cu 2, 3. 3 și cu 10, 13. Nu, și cu 3 și cu 10, 40. 3 și cu 10, că 3 la unități, ziceți, eu urmează fi la 10. Da, da, avem bun. Da. 1 și cu 2, 3. Deci, 3. Ori 10, păi da, după aceea nu mai merge la prima, nu-i bun. Nu, așa cum se vorbim, da. Sunt da. Observații de astea care, pe moment, ne atrag da. Atenția altor fel, le eliminăm ușor, ușor, până când dăm peste ideea aceea. Ia, deci, o să ne gândim, am avut o revistă mai devreme de o frumusețe rară. Și trebuie să le... De fapt, nu se vadă pe prof online, nu? Nu vă spun ce este frumos acum de altă regulă. Adică până azi veni voi. Și deodată zic, hai să facem și chestia asta. Da. Pe scurt, încă la treabă. Da. Că la emisii sunt care am avut, azi la altul l-am visat. Asta e de frumos a fost. Uite, era așa, să-ți arate că suma S, egal cu 2 la puterea 100 minus 1, are cel puțin 30 de cifre. Deci 2 la 100 minus 1 are cel puțin 30 de cifre. Cu asta l-am făcut noi acum. El ne-a salvat voi, că ați venit repede și ne-a salvat, că n-aveam idei. Și l-am făcut. Dar azi, noapte, l-am visat și l-am făcut. Am găsit ideea. Așa și cu, acum, cu istul ăsta. L-am citit, dar l-am înțeles. Știm ce program avem. Așa că Andreea și cu colegii tăi, așteptați momentul de inspirație când vom putea să rezolvăm. Așa facem. Asta e matematica. Nu la prima citire poți să ai și răspunsul. Ne oprim aici. La revedere! Sunt ceva aici.